Dumneavoastră, poate vă reamintiți, am lansat un manifest al societății în urmă cu 2 ani, au fost trimis tuturor partenerilor de decizie în 2 rânduri. Aici era o mică explicație privind motivația noastră și solicitările pe care le formulam încă de acum un an, 2, un plan național pentru demență, un registru național pentru demență, calificarea personalului, rezolvarea cazurilor sociale și luarea în considerare a activității societății române Alzheimer și ulterior a Alianței Naționale Alzheimer, care s-a înființat în 2012, și în primul rând asociațiilor profesionale care au deja experiență în elaborarea planurilor, stabilirea unor măsuri privind asistența acestei populații. Noi sigur am urmat, în toți vorbim acum de membrii Alianței, care au reprezentanții aici alături de mine și le mulțumesc tuturor pentru munca lor și pentru participarea alături de noi în toate aceste demersuri. Deja am urmat toate aceste etape, de fapt, recomandările, directivele, rezoluțiile care s-au dat, cum vedeți, progresiv, aproape fiecare an, de fapt, la nivelul forurilor europene, s-au formulat recomandări către statele membre. Acum, și dumneavoastră aveți în mapă proiectul planului și strategiei pentru demență pe care noi îl propunem. Adică ne-am gândit să facem o pasă înainte. Adică pe baza experienței noastre, pentru că ei sunt profesioniști în domeniu, sunt cercetători care lucrează deja la standarde internaționale, sunt organizații non-profesionale care se ocupă de pacienții care suferă de asemenea tulburări și de familiile lor. Deci atâta cât suntem noi și cât putem, ne-am gândit să oferim un material care să reprezinte o bază de plecare. Și dumneavoastră aveți acolo un detaliu, modul în care am conceput, chiar și un plan de acțiune. Dar sigur, el este departe de a fi exhaustiv. Nici nu se dorește acest lucru, pentru că numai prin colaborare și guvernul este cel care trebuie să adopte aceste măsuri. Ne dorim ca această conferință să se încheie cu o declarație pe care guvernul să o adopte și vom organiza și un apel pentru participanți de cazate la conferință, dar în viitor pentru toți beneficiarii noștri, prietenii noștri, persoane care susțin ideea, pentru a semna un apel de susținere a acestui proiect. Acum, totuși nu știu cât de mult e lămurită și la noi, chiar în mass media, oricum populația nu este, până când se implică politicii, totuși noi trebuie să înțelegem că este o prioritate demență. Și de ce este? În primul rând, pentru că populația, bătrânirea populației s-a prevenit universal. Și acest lucru va ridica foarte mari probleme într-un viitor. Până să vorbim, până să aducem în discuție problema persoanelor cu demență, de fapt, se pune în mod acut altă problemă, și anume aceea de găsirea fondurilor pentru îngrijirea populației vârstnice în general. Dacă în Statele Unite, în 1950, pentru raportul între populația activă, deci persoane care lucrau 16-64 de ani versus persoane peste 65 ani, era de 12-1, în 2050, în Statele Unite va fi de 4-1. Iar pentru Europa, care este un continent îmbătrânit, după cum vedeți, studii care se opresc la 2020, a începe să arate rapoarte de 1-1 sau 1-2, ceea ce practic înseamnă incapacitatea de a asigura o securitate socială. Deci asta înseamnă, de fapt, găsirea altor soluții, chiar pentru sistemul de pensii, găsirea altor modalități, în așa fel încât viitorul oamenilor să fie asigurat și în așa fel încât costul pe care generațiile să-l plătească, fiecare la rândul ei, să fie relativ onest. La conferințele trecute, cei dumneavoastră ați avut, țin minte, în mapă, la un moment dat, materiale pe care ni le-a furnizat domnul profesor Vasile Ghețău, care a avut prezentări ca în fiecare conferință. Anul acesta a fost foarte drăguț, a spus ce să mai vină, a spus tot ce mi-a spus, măcar să țină ce a de ce a spus în acești 3 ani. Deci, România, sigur, datorită speranței mai scăzute de viață, a fost și este încă o țară relativ tânără față de alte țări europene, numai că asta se întâmplă acum, în 2000.
2060, deci aici acum suntem în această poziție, ca și toate țările, sau și din Est și mai în curs de dezvoltare, să zicem așa, dar în 2060, dacă natalitatea se va menține la fel de scăzută, ceea ce probabil că așa va fi, România, ca și celelalte țări, dacă vedeți Latvia, Polonia și așa, vor fi, de fapt, cele cu o populație îmbătrânită. Nu trebuie să uităm. Și aceasta este creșterea speranței de viață, așa cum este ea proiectată acum. Vedeți că România pentru femei vom avea cele mai în vârstă femei din Europa în 2060. Ne sunt sigur, nu sunt și cifre absolute, care nu țin cont de o serie de lucruri, nu țin cont de primul de migrarea populației și multe altele, dar noi nu trebuie să uităm că în 2025-2030 vârsta de pensionare va fi 65 de ani și va veni boom-ul de populație născută 67-68, care se va sprijini pe o foarte puțină populație, adică populația 90-94, când natalitatea a scăzut și s-a menținut scăzută. Așa încât avem o problemă, ca să zic așa, noi în plus din acest punct de vedere. Și sigur, pe măsură ce populația vârstnică va reprezenta mai mult, numărul persoanelor care vor avea suferințe neurodegenerative și ne referim aici special la demențe, va fi și el mai mare, conform informațiilor pe care le avem din toate datele epidemiologice. Așa încât guvernele, politicienii, dar nici societatea civilă nu trebuie să ignore, nu poate ignora numărul atât de mare de oameni care au nevoie acum de o îngrijire specială, ca să nu mai vorbim de faptul că numărul acesta va crește în acest context vertiginos. Și este alarmant faptul că, după cum știți, în conferința trecută, noi discutam în 2010 de 36 de milioane, iar acum sunt 44 în lună. Prospecțiunile erau pentru 2030 de 66 de milioane, acum s-au corectat și se vorbește de 76, iar în 2050 vorbeam de 115 milioane și acum corecția este pentru 135, dacă, desigur, nu se va găsi nimic în această perioadă, nici o terapie care să fie eficientă sau care măcar să amâne debutul de la boli. Debutul demenței din boala Alzheimer și demenței din boala. La nivel european, deci în fața acestei situații, ce s-a întâmplat și ce se întâmplă? Se fac studii, foarte multe studii. Aceste studii doresc în special să vorbim cu dumneavoastră, asta costă foarte mult și reprezintă tot o decizie a guvernului respectiv. Adică asemenea studii, pentru că întrebarea tip care știu că este formulată de către dumneavoastră, câți pacienți cu demență Alzheimer sunt în România? Nu știm atâta timp cât nu se va efectua. Deci este o evaluare, așa, o estimare conform datelor care sunt, mă rog, datelor epidemiologice care sunt relativ universale. Deci pentru toate acestea, toate aceste studii care se reprezintă o bază de plecare pentru a face, a realiza apoi un plan, înseamnă o decizie politică, un buget sigur acceptabil ca el să se poată desfășura corect. Deci în Europa, ca și în America, în etapa 2006-2010-2011 a fost o etapă de investiții în evaluarea situației. Ca atare, JPND, care este Joint Programming Neurodegenerative Disease Research, comunică aceste date, în care se discută, bineînțeles, despre prevalență și despre costuri. Ce se mai discută? Alte analize care se fac tot în ample studii desfășurate tot în aceste perioade, 2011-2013, în care se studiază, așa cum am discutat și noi în cadrul conferinței trecute, care este circuitul pacientului, ce se întâmplă cu un om de când se îmbolnăvește până la sfârșitul vieții lui, în ce fel societatea și sistemul medical, social, sistemele private, ce fel ele se integrează așa încât să asigure o îngrijire continuă. Și concluzia studiilor făcute și comunicate de către ASMR este că țările sunt fie unele țări cu planul național de demență, sau, dacă nu au o strategie națională, asta s-a adoptat de către guvernul respectiv, au ghiduri naționale, au tot felul de materiale pe baza cărora se vizează la nivel național. Altele au o îngrijire fragmentară, disjunctă, inechitabilă, deci pe bucățele. De fapt, oamenii simt, persoanele care au demență și familiile lor nu-și dau seama cam unde, nu înțeleg unde
cine să apeleze pentru un ajutor formal. Și în fine, unele au destul de bine organizate, numai că legătura cu familie și cu pacienții este mai scăzută.